Ucraina a trimis până acum în portul românesc Constanța aproximativ 80.000 de tone de cereale, a afirmat directorul Companiei Naționale a Porturilor Maritime Constanța, Florin Goida. El a spus că în viitor sunt așteptate cantități și mai mari. Porturile ucrainene sunt blocate de la invazia declanșată de Rusia în urmă cu două luni, iar țara, un producător agricol major, a fost forțată să exporte în România pe calea ferată, pe la granița sa de vest sau prin micile sale porturi de la Dunăre. România, stat membru Uniunii Europene, are frontiere comune la Marea Neagră, o arteră majoră de transport pentru cereale și petrol, Bulgaria, Turcia, Georgia și Ucraina. Există aproximativ 80.000 de tone de cereale care au ajuns deja. Ele sunt depozitate în silozuri, o parte fiind încărcate pe nave. Alte 80.000 de tone sunt aprobate și se află în drum spre Constanța, a declarat Lorin Goidea, directorul CNAPM. Pentru Reuters, potrivit Agerpres. Capacitatea de stocare în portul Constanța este de aproximativ 2 milioane de tone, iar anul trecut au fost gestionate de aici exporturi de aproximativ 24 milioane de tone.